Bine v-am găsit, pasionați ai echipamentelor agricole și de construcții, la jurnalul Utilaje TV. În această ediție vorbim despre o nouă gamă de excavatoare Caterpillar, despre un parteneriat fructuos încheiat de Bobcat și despre cum văd constructorii și dealerii de utilaje anul 2021. Ca de obicei, la final vă aducem și cele mai importante știri pe scurt. Caterpillar atacă sectorul de construcții cu 4 noi modele de buldo-excavatoare special create pentru piața europeană. Cele 4 utilaje sunt dotate cu un motor de 3,6 litri, care asigură o economie de combustibil de 10% față de gama anterioară de buldo-excavatoare care poartă semnătura producătorului american. Cu puteri cuprinse între 55 și 82 de kW, noile modele Caterpillar promit să livreze aceeași putere ca predecesoarele lor, care aveau un motor de 4,4 litri. Viteza maximă de deplasare este de 40 de km pe oră, iar demarajul este mai bun, ne asigură producătorul american. Nu cred că intenționează nimeni să demareze în trombă cu un buldo-excavator, dar e bine de cunoscut și acest aspect. Noile utilaje Caterpillar sunt dotate cu joystick-uri integrate în structura scaunului de operator, ceea ce face ca operarea buldo-excavatorului să fie o reală plăcere. Cu siguranță această companie îndrăgită de operatorii români va fi reprezentată cu mândrie pe șantierele din țara noastră. Producătorul american Bobcat a încheiat un parteneriat cu Magni, o companie italiană specializată în sisteme telescopice. În urma acestei colaborări a rezultat o nouă gamă de încărcătoare destinate pieței europene. Înălțimile de ridicare ale acestor telescopice se încadrează în intervalul 18-39 de metri, cu o capacitate de încărcare cuprinsă între 4 și 7 tone. Numai puțin de 26 de atașamente pot fi montate pe aceste utilaje. Încărcătoarele telescopice rotative Bobcat vin ca răspuns la cererea în creștere din partea companiilor din toată lumea, care pun preț pe versatilitate și eficiență în muncă. Doar în Europa, sectorul încărcătoarelor telescopice rotative a crescut cu 23% în ultimii 5 ani, cu peste 3.000 de unități vândute anul trecut. În prezent, Bobcat vinde 23 de modele de încărcătoare telescopice, fixe și rotative. Finalul anului 2020 ne-a adus vești bune sub forma unui vaccin împotriva COVID-19 și implicit speranța renașterii financiare. Pentru că, nu-i așa, economia și pandemia au mers mână în mână. Nu este cazul să vorbim despre cine vrea să se vaccineze și cine nu, ci se cuvine să vorbim despre efectele existenței acestei arme împotriva temutului virus. În urma unui sondaj de opinie în rândul constructorilor și dealerilor de utilaje, aceștia au manifestat un optimism desăvârșit în ceea ce privește anul care vine. Cu toate că 2020 a fost un an în care producătorii de utilaje din toată lumea și companii din domeniu au înregistrat mari pierderi, se observă un trend ascendent, atât în ceea ce privește speranța unui viitor mai bun, cât și în ceea ce privește vânzările. Și nu credem că are vreo legătură cu faptul că ne aflăm în luna cadourilor. Important este că oamenii de afaceri prevăd un viitor mai bun și vor acționa ca atare. Mai exact, se va pune din nou accentul pe inovare și pe investiții și, de ce nu, pe creșterea capitalului uman. Concret, 22% dintre constructorii și dealerii de utilaje care au participat la acest sondaj nu preconizează o îmbunătățire, dar 63% cred că vor înregistra creștere ale vânzărilor și implicit în ceea ce privește profitul. Și acum știrile pe scurt. Producătorul de motoare Deutz și-a devansat cu 2 ani prognoza pozitivă de profit pe care o avea pentru anul 2022. Grupul german țintea o creștere a veniturilor cu 2 miliarde de euro și o majorare de capital cu 8%. Președintele Deutz, Frank Hiller, a anunțat că în 2021 compania va investi în sectorul electric și, totodată, în producția a 130.000 de motoare convenționale. Compania Zoomlion a stabilit un record de muncă la înălțime. Concret, producătorul chinez a lansat cea mai mare nacelă telescopică autopropulsată din lume,
Modelul ZT68J a fost prezentat la expoziția Bauma și se laudă cu o înălțime de ridicare de 67,5 metri. Indubitabil, în acela este o încununare a eforturilor inginerilor chinezi și a inovației în domeniu. Joe Biden, președintele ales al Statelor Unite ale Americii, a anunțat demararea unui plan de relansare economică în valoare de nici mai mult, nici mai puțin de 2 trilioane de dolari. Mai pe înțelesul nostru, 2000 de miliarde de dolari. Această sumă cu 12 zerouri va fi investită în lucrări de infrastructură și construcția de clădiri și locuințe. În speranța unui viitor mai bun și pentru țara noastră, să auzim numai de bine!